asta, da. Și bine v-am găsit la prof, online cu exerciții de matematică. Așa, dar, dragule, pornim repede la treabă. Și cu ce crezi că pornim cu problema aceea care eu, la care tot am stat foarte mult și m-am gândit, cum să o fac accesibilă pentru mine? Știi bine că eu mi-am manifestat nemulțumirea. Și am spus, nu sunt mulțumit de felul în care am făcut-o înțeleasă. Că tu ai plecat de lângă mine trist. Nu te-am văzut zâmbind. Și dacă nu te-am văzut bine, pentru mine este un mesaj, asta înseamnă un mesaj foarte clar. Uite, pornim problema, am să îmbrac sub formă următoare. O garul bun la matematică. O garul bun la matematică. Acum să ne închipăm. Cum o garul în lansa? Vâlpea e dătă coale. Și are loc o discuție acolo și spune în vulpea, sâc, nu mă poți prinde niciodată. El îi zice, uite, când stăpânul îmi dă drumul, eu o să dovedesc, îți las chiar 12 sărituri de ale tale în față. Și își face el un calcul și iată cum pornește problema. Deci, ogarul s-a aflat, ce îl notăm, o să desenăm cu un dreptunghi și cu creta albă. Vulpea și el va merge pe direcția asta. Așa va alerga ogarul. Vulpea se află mai jos la 12 sărituri. Deci vulpea se află la 12 sărituri. Deci distanța dintre ogar și vulpe este de 12 sărituri de ale ei. De aceea am să desenez săriturile ei în felul acesta. 12 pe sau împarte în două și apoi o să fac 6 și 6, iar împart în două și am să am 3 la fiecare, deci pe 3, pentru fiecare 3, în felul ăsta eu am pus aici 12 sărituri. 12 sărituri are vulpea în față. Da? Și acum, el începe alergarea. Vulpea va merge pe culoarul ăsta și câinile îi merg unul după altul. Dar ca eu să pun în evidență mai clar, ne imaginăm că merg paralel, adică unul mai lateral, ca să pot desena și traseul vulpii. Și acum, dragule, în calcul, ogarul spune așa, cât fac vulpea, și amândoi și-au făcut calcule, vulpea spune, cât faci tu 7 sărituri. 7 sărituri? Eu fac 8. În timp ce tu faci 7, eu fac 8. Deci am avantaj, zice ea. Deci 7 sărituri de ale ogarului egal cu 8 sărituri de ale vulpii. Deci în timpul acesta cu face 7, în acest timp ea face 8, că e mai iute. Distanța pe care o face în 5 sărituri ogarul, eu facem 6, îi trebuie 6, e mai scurtă. Deci distanța pe care o facem 5, deci uite așa, dacă ne-am închipuit distanța asta, de 5 sărituri ale ogarului, de fapt pentru vulpe, cât înseamnă aici? Pentru vulpe, 6 sărituri. Îi trebuie 6 sărituri pe aceeași distanță. 6 sărituri. Da? 6 sărituri de ale vulpii. Acum, dacă o să gândim așa, că vulpea face 10 sărituri. Spune-mi câte trebuie să facă pentru distanța aceea vulpea. Dacă o gară face 10 sărituri, da, câte trebuie să facă vulpea? 12. Sigur că da. Deci dacă noi modificăm distanța încă o dată 5 sărituri de ale ogarului, sigur că neapărat trebuie să vină și câte sărituri ale vulpii? 6. Încă 6 sărituri ale vulpii. 6 sărituri. 6 sărituri de ale vulpii. Așa. 6 sărituri de ale vulpii. Și încă 5. Și încă 5 ale ogarului ar însemna din nou 6 sărituri ale vulpii. 6 sărituri ale vulpii. Și încă 5 ale ogarului, iar 6. Vezi, la fiecare echipaj de 5 sărituri, vulpea pe aceeași distanță trebuie să facă 6. Da?
6 sărituri ale vârstei. Pentru 5 sărituri ale organului. Încă 6 sărituri ale vulpii, ale ogarului, 2, 4, 5, așa, încă 6 sărituri pentru vulpe. 6 sărituri ale vulpii. Încă, iată, 5 și încă 5, pe fiecare câte 6 sărituri pentru vulpe. Deci 5 sărituri ale ogarului, atrag și 6 sărituri ale vulpii. În clipa în care au făcut, iată, un echipaj de câte sărituri, numere de câte drogare? Câte sunt? 7 ori 5? 7 ori 5, 3 și 5. Vulpea câte trebuie să facă? Obligatoriu ca să se ține pe acea distanță. Câte vulpea câte trebuie să facă? Tot 7. 7 ori 6? 7 ori 6, 3, 42. 42 de sărituri. Deci, în timp ce pe distanța asta, el face 35 de sărituri, vulpea obligatoriu, că așa am văzut cum s-a întâmplat, trebuie să facă 42 de sărituri. 42 de sărituri. Bun. Da? Zice, pentru a avea aceeași distanță. Clar, nu? Dar spune că în timp ce el face 7 sărituri, vulpea face 8 sărituri. Deci, ca timp, de o parte, cu cât ar trebui să mulțim aici ca să ajung la 35 egalitatea asta? Păi 7 aici și eu am nevoie de 35 sărituri. Dacă vrei ca timp, aș spune așa, în timp ce face 7 sărituri, 7 sărituri ogarul, în timp ce face 7 sărituri, vorbea câte să facă? 8. Ei, ea face 8. Dar nu este vorba de aceeași distanță. Nu trebuie să băgăm aceeași distanță. Că nu mai este vorba de distanță, este ca timp. Cât timp ea face 7 sărituri, ogarul face 8. Vulpea face 8. Dacă face 14 sărituri? Vulpea face 16. 16 sărituri. Dacă face 21 de sărituri? Vulpea face 24. Da? Deci mulțime egalitatea asta cu 3, cu 4, dacă face 4 sărituri, 4 ori 7, 28. Și aici? 4 ori 32 de sărituri. Dacă face, cu 5 mulțim acum, dacă face 35 de sărituri. 35 de sărituri și 40. Da? Și 40. Deci neapărat, pentru cele 35 de sărituri, pentru aceste 35 de sărituri, înseamnă, dacă ar face vulpea mișcarea asta, neapărat 40 de sărituri ale vulpei. Deci cele 35 de sărituri ale ogarului, înseamnă de fapt 40 de sărituri. Atâta poate să facă în timpul ăsta. Chiar în timp ce el face 7 sărituri, ea face 8. În timp ce el face 35 de sărituri, ogarul, ea face 40. Da, dragul, 40. Dar cât îi trebuia ca să ar fi, să țină pasul? 42. Și acum, la câte distanțe? Deci erau la 12, nu? 12. Așa erau, la 12 sărituri. 12 sărituri de ale cui? De ale vulpii. Era ea în față. Și în clipa în care ogarul s-a dus și a făcut 35 de sărituri, 35 de sărituri și a ajuns aici, vulpea a plecat de aici din momentul ăsta și face câte sărituri? 42. Câte 42 de sărituri, nu? Da. Deci, vrea să facă aceeași distanță. Dar atenție că distanța asta de aici trebuie văzut așa, că mișcate și cu asta. Pentru că, vezi tu, lungimea segmentului ăsta trebuie să fie egal cu asta de aici. Deci noi când desenăm acum, trebuie să vedem vulpea în față. Aici trebuie să vedem. Deci ogarul a ajuns aici, dragule, ogarul a ajuns aici cu alb și vulpea a ajuns aici. D'acord? Că ea face aceeași distanță. Deci distanța asta, încă o dată spun, distanța asta, de câte sărituri ale ogarului? De 35 de sărituri. Deci distanța asta de 35, egal cu distanța asta a vulpii. Da? Este egal la cu aceeași distanță. Și vulpea a mers și a dus aici. Deci, cu alte cuvinte, aceasta de aici,
Distanța asta, de câte sărituri este acum acoperită? Conform de 42 de sărituri. Neapărat 42 de sărituri. Încă o dată spun. Deci câte vreme distanța asta trebuie să fie egal cu distanța asta la altă, aceea distanță, cum am zis că 35 de sărituri înseamnă 42 de sărituri de aici, de la, ca distanță, că zicem distanța asta egal cu distanța asta. Deci tot 42 trebuie să aibă și vulpea. Bine, dar vulpea cât a executat de drept? I-a executat doar 40. Deci, ea, în loc să acopere cu încă două țărituri care îi trebuiau, ea a avut până aici, da, deci până 40, 40, da? Ei, ce înseamnă? Că distanța asta între ogar, care era distanța între ogar și vulpe? De 12 țărituri. Era de 12 țărituri, de-aia vulpii. Se mai menține distanța asta de 12 sărituri? Nu. Nu se mai menține, pentru că, din păcate, doar câte sărituri a putut executa în timpul ăsta? 40. 40, da? Deasupra spun 40. Ea avea nevoie de 42. Da? Deci 40 a făcut. Dar ea avea nevoie de 42. Da. Două, de unde se ia ca să acopere distanța? De la, deci ogarul a înaintat, s-a apropiat de... Mai este distanța asta în față de vulpea aceeași ca înainte? Nu. Cât este acum? Acum este cu două sărituri. În minus. Așa, a recuperat două sărituri, sigur că da. Deci cele două sărituri sunt recuperate ca să ajungă aici. În concluzie, vulpea a pierdut din cele 12, minus două, acestea, minus două acestea. Și în clipa asta i-au rămas între el... 10. Între el și vulpe, cât acum sunt? 10 sărituri. Da? Ogarul reușește să-ți ducă mai aproape, da? Cu două sărituri. Deci la echipajul de 35 de sărituri care le execută, el se apropie de vulpe, cu câte sărituri s-a apropiat? Cu două sărituri. Hai să ne gândim acum dacă facem încă un echipaj de 35. Încă un echipaj de 35, va ajunge la 8 sărituri. Deci, dacă ne închipuim din nou un salt de 35 de sărituri, aici este ogarul, de-ale ogarului. Vulpea, pe partea asta, alta, alergând și ea, de aici, va fi pe undeva situată, nu? Situată acum, față de ogar, la câte sărituri? Pe aici undeva? Doar la câte va fi acum. Din cele 10 care erau, mai pierde două. Mai pierde două, că ogarul a urcat aici. Cele două i-a mușcat din distanța, a mișorat distanța. În concluzie, câte îi rămân acum, la momentul ăsta, câte îi rămân ca distanță între ogar și câine? Câte rămân? 8. Rămân 8. 8. Da? Ei, câte am făcut până acum? Câte salturi de acestea am făcut? 70. 70. Două, da? Dacă însă mai facem un 70... 70, vă recuperăm încă două. Încă 4. Încă 4. Și dacă mai facem încă 70... Recuperăm, ajunge. O ajunge. Deci la fiecare 70 recuperează 2 sezi, da? La fiecare 70. Câte două? Nu, la 35 două. Dar la 2 de 35, adică la 4, la 70, recuperează 4, da? Da. Deci de ce au rămas acum, uitați-vă, după 70 de sărituri, rămân 8. Așa este distanța nouă. Și acum noi am gândit, facem încă un salt de 70. Și încă un salt de 70 și ajunge. Și ajunge, sigur că la fiecare 70 recuperează cât am spus? Recuperează? 4. 4. Finalul este că după cât o ajunge? După 350. Ia gândește mai bine. 70 cu 70, 140. Și cu 70? 210. 210, care e din 3 ori cât e 4. Că l-a avut 12 sărituri de recuperat. La 70 face 4, încă 4, încă 4. Deci, cu alte cuvinte, ne-am dus exact pe calculul
Acela că finalul este cât? De 210. Deci după cât recuperează? Recuperează. După 210 sărituri. Pentru că am stabilit împreună, la 35 vine din 2, la 70 de sărituri ale ocarului, recuperează 4 sărituri de ale vulpii, da? 4 sărituri ale vulpii. Încă 70, încă 70, deci de 3 ori la, de aici mulțim cu, cu 3, și vin la 210 sărituri de ale ocarului, se recuperează, recuperează 4 ori 3 egal cu 12 sărituri de ale vulpii. Deci recuperează toate cele 12 sărituri. În final, o ajunge, așa cum a spus, după 210 sărituri de ale ocarului, o ajunge. Întrebarea mea este următoarea. Dacă ar fi fost 10, dacă ar fi fost 10 metri lăsați în față, după câte sărituri ar fi ajuns-o? După 120, dacă avem 3, 140. 10 metri. Deci dacă ar fi fost numai 10 sărituri, pardon, nu 10 metri, 10 sărituri. Deci dacă ar fi fost 10 sărituri în loc de 12. 140. Cât? 140. Dar la 8. 70. La 8 sărituri? Păi uite ce am spus. 40. La, dar la 70, încă o dată. La 70 câte sunt? La 70 de sărituri, 4. 4 se recuperează. Dar la 140? 8. Și pentru 10 sărituri, câte, dacă ar fi fost 10 sărituri în față, câte sărituri ar fi, de ale vulpii, câte sărituri ar fi trebuit să facă o gară? 175. De ce 175? Pentru că 35 fac 2 și cu 4, nu, și cu 8, 10. Așa, deci îți trebuie un echipaj de câte sărituri acum? De 2. Pentru de recuperat, mai aveai 2 de recuperat, da? Da? Și de aceea, la 140, când ai recuperat 8, îți mai trebuie 35. Și ai zis 140 cu 35, fac 175. Deci dacă ar fi formulat problema, o gară se află în față cu 12 sărituri, cu 10 sărituri, deci dacă ar fi fost problema așa formulată, aici este o gară, aici este vulpea, și 10 sărituri de ale vulpii în față, atunci răspunsul corect ar fi fost că ar, câte sărituri ar fi fost necesare pentru o gară? Pentru o gară ar fi... Ca să ajungă pe vulpe? Ca să ajungă pe vulpe 210. Nu, nu 210. 170. Sigur că da. 175. Pentru că 140 înseamnă recuperăm 8 sărituri. La 35, am stabilit împreună, recuperăm, câte ați spus? 2 sărituri. Cum noi avem 10, înseamnă că e nevoie de 175 de sărituri și atunci se recuperează 10 sărituri de ale vulpii. Și gata, răspunsul corect este că am ajuns după. Dacă ți-aș formula problema așa. Vulpea se află în față cu 14 sărituri. Deci ogarul este aici și vulpea în față, vulpea, ogarul, și sunt 14 sărituri de ale vulpii în față. Câte sărituri trebuie să facă ogarul pentru a prinde vulpa? 245 s-a prins, exact. Sigur că da. Deci la 12 știa 210 și i-a mai adăugat eu 2 și vine cu 35. Sigur că da. Răspunsul corect, răspunsul este la 245 de sărituri. Sunteți fericit, domn profesor. Ușor, mai am încă ceva. Ați ajuns la... Da, m-am ajuns. Eram sigur că asta trebuie să fac. Deci, în momentul în care tu, profesor, te strădui și dacă simți că nu ți-ai făcut treaba, nu poți dormi. Nu poți dormi o zi, două, n-are importanță. Tu trebuie să înțelegi că explicația ta n-a fost pe măsura posibilităților lui.
El când a văzut așa, clar că desenul ăsta te ajută. Au fost 12, 40-42, două sunt aici, recuperate. Când Gogarul este un pic mai în față, față din poziția vulpii, da? Vulpea a ajuns mai până aici. Asta e vulpea, da? Vulpea. Ei, avea, i-a rămas cu două în plus, 12 minus aceste două, gata, s-au apropiat la 10 sărituri. Și de acum simte că la fiecare echipaj câte două se vor întâmpla. Deci am transmis mesajul, el a conlucrat cu mine, el a început să fie prezent în problemă. Da? De aceea, în momentul în care am început să mișc problema așa, el a sărit, gata. Și dacă, uite, ultima, ți-o dau acum, dacă între ogar și vulpe sunt, să spunem, 18 sărituri de ale vulpii, cât îi trebuie, câte sărituri va avea, care-i răspunsul, câte sărituri trebuie să facă ogarul pentru a le surprinde vulpea? 350. Că dacă este adevărat, eu... 245 plus 4. Care 4? 245. Erau pentru 14, da? Da. Bun. Am să-i cam... Am găsit ceva. Așa. Stai să mă gândesc acum. 215. Cum mai puțin? Dacă la 14... Nu poate fi mai puțin, mai multe. 300, dacă e drept așa, te 315? Da, plus 70. Plus 70, corect, mai corect. Răspunsul corect este 315. El vede că am mărit eu aici cu 4. Exact. Și cu 4 erau pentru 70 de sărituri. Deci zice 245 de sărituri ale ogarului plus 70 de sărituri ale ogarului face 315 sărituri ale ogarului. Corect, corect, da? Și acum aș vrea să încerc să mă duci la tine, că ai și tu niște probleme. Da, nu, tema. Tema, sigur că da, tema. Și totuși, eu mai vreau să-ți propun ție acasă, vezi, încă nu mă bișesc cu problema asta. În clipa în care ajungi să o înțelegem, vreau să compui și tu câteva probleme în care să mărești, așa, să modifici distanța. Cum am modificat-o eu? Da? Zici 20 de sărituri ale... 50 de sărituri. Vezi, dacă nu mai poate să ajung, dacă scoate limba, obosește câte sărituri trebuie să mai facă ogarul. Foarte multe, da? Așa calculul, dacă vorbeai prea departe, degeaba, îi pune sare pe coadă, cum se spune, nu mai poate să o prindă. În final, dacă e prea departe, și nu poate să aibă așa o rezistență exact atât de mare, și mai trebuie că... Da. Bun, dar cea mai tare chestie este să reușești să modifici aici 7 sărituri și cu 8 sărituri, 5 sărituri și cu asta. Să modifici problema să fie a ta originală. Nu. Dragule, dacă reușești chestia asta, nu. Dar reușești, spun, că nici eu n-am reușit-o. Nu. Tu trebuie să reușești, eu n-am reușit-o, nu m-am gândit, acum am dat intermitit. Atunci și cum să fac? Uite, cum ți-aș propune? Aș vrea să încerci așa. 5 și cu 3. Deci 5 sărituri și cu 6. 5 și 6. Și aici să fie 3 și cu 4. Adică să fie modificarea. Deci în loc de 7 și 8, să pui 5 sărituri egal cu 6 sărituri de ale vulpii și aici 3 sărituri de ale ogarului ca distanță. 3 sărituri de ale ogarului să fie egal cu 4 sărituri de ale vulpii. În nou limbaj ăsta, problema e gata, am înșghebat-o. În funcție de așa, să vezi construcția asta toată, cum am făcut eu la 35. Bănești tu la câte echipajul decât trebuie să-l faci? 5 ori 3, 15. Cum am zis, 7 ori 5, 35. Deci trebuie să gândești echipajul de 15 sărituri, cât reușești să recuperezi acolo. Finalul este că tu te descurci. Normal. Aici e marea problemă, că noi nu ne mulțumim să o facem. Am înțeles, mi-a fost clar tot.
Dar acum pătrunim mai adânc în problemă. Da? Încercând să compunem noi probleme pe scheletul acesteia. Da? Pe scheletul acesteia. Tema, hai să o vezi. Eu știu o temă frumoasă aici, uite, dar e toată povestea. Da, să văd tema. Că, văd ce-ai făcut. Că, dragilor, v-am obișnuit să vă arăt o tema pentru acasă. El, prietenul nostru... Nu am înțeles o problemă. Da, imediat ajungem acolo. Și nu-mi șterge în tabla, că vreau să mă încurtez ceva. Dar am revenit aici pentru că nu mai avea răbdare. Și, dragilor, este foarte important când copilul are ceva de spus, trebuie să te oprești tu, să faci treaba pe care o are el, ca să poți să-l agăzi după aceea. El avea o problemă. A încercat să participe la asta, îi se pare lui dificil, dar sigur o va face. Dar el avea problema asta să-mi arate cum și-a făcut tema. Este important să știm să prețuim efortul. Este important, este extrem de important să aibă starea de bine că, vezi, mă apreciază că eu muncesc și merg să muncesc și mai bine, și mai mult. Că sunt apreciat. Da. Aici a fost problemele acelea care le-a avut Sfântul. Aici sunt împărțirile și le-ai făcut la mână, cum am vorbit. Da? Cu 2, cu 3, cu 4, cu 5. Bă, așa a fost bine. De fiecare dată ți-a dat proba, nu? Da. Bă, vezi că matematica asta are legătură. Mulțirea cu împărțirea se leagă. Facem probă, discutăm. Vezi, toate lucrurile acestea nu le facem în zadar. Le facem, construim așa până în cărâminte peste cărâminte, ca atunci când vom avea nevoie de operațiile și astea, să putem face în lici. Dragule, să spun imediat, dar acum aș vrea să mai punctez aici. Eu puteam să forțez nota, să fac această problemă într-un limbaj mult deasupra posibilităților tale de înțelegere, punctez așa. 7 sărituri ogar, puncte, 8 sărituri vârfe. 5 sărituri ogar, puncte, 6 sărituri vârfe. Înmulțim aici cu... Ca să avem același criteriu de comparații. Cât mai? Cu cât să... Dacă 7 sărituri. Cu? Egalitate, relația asta. Pe culoarul ăsta cu 5. Și îi place cu 7, ca să facem 35. Deci cu 5 aici și cu 7 aici. Și ce devine asta? Echivalent, rezultă 7 ori 5, 35 de sărituri ale ogarului, puncte, 5 ori 40 de sărituri ale vârfei. Și 5 ori 7, 35 de sărituri ale ogarului, puncte, 7 ori 6, 42 de sărituri ale vârfei. Diferența, aici am așa și de comparație, diferența, două sărituri, apar două sărituri, după procesul de 35, două sărituri de ale vârfii sunt recuperate, diferența asta. Și acum, cum ele au fost în total, câte au fost? 12. Minus 2, 10. Minus 2, sau împărțim la cât pe 12? La 2? La 2. Fac 6. Da? Și atunci, dacă la 35 recuperăm 2, la cât vom recupera cele 12? Pur și simplu mulțim pe 35 cu 6 și fac 210 și terminat problema. Da. Dar ce s-ar fi desprins de aici? Ce ar fi înțeles el? Destul de greu. Era avea ceva ca tehnică, metoda comparației aici. Da? Deci, de ce mulțesc cu 5 cu 7? Pentru ca să ajung la 3 și să ajung la aceleași numere. Exact. Acum, cele două între 40, e clar că sunt două sărituri. Dar ca să înțeleagă el că cele două sărituri sunt mușcate din cele 12, era mult mai dificil decât doar așa. Păi așa a plecat el. 35 cu 35. De acolo... Îmi dau seama, ăsta era versul, să spunem cât de cât. Da. Dar ca explicație, ca formă de prezentare, cum îmbrăcăm problema, ca el să înțeleagă, nu ar fi fost suficient aceste lucruri puse aici. Deci copilul mai greu să ridică la nivelul acesta de abstractizare și să reușească să înțeleagă că aceste două sunt din distanța recuperată de 12. Și decoperează la fiecare 35, câte 2, câte 2, câte 2. Și de 6 ori, 2 în 6, 12 de 6 ori, de 6 ori câte 35 fac 210, da? Și atunci era problema foarte rapid rezolvată. Și cum l-ai înțeles? Știți, uite, n-am înțeles. Da, dar dacă muncim, deci de aici, sarcina foarte grea a învățătorului sau profesorului,
Sarcina foarte grea este aceea de a face problema sau a duci la nivelul la care poate înțeleagă el. Figurativ, faci tot felul de manere. Da, continuăm acum. Acum am vrut să arăt cum am verificat de făcut în limbajul matematic, strict matematic și într-o... și foarte rapid. Exact. Dar fără nicio șansă ca el să aibă... să ajungă și la sufletul lui informații. Așa încât, observați, matematica nu e dificilă, e frumoasă, interesantă, dar noi trebuie să ne aplicăm cu drag. Când avem această sarcină mare de a ne afla în fața copiilor, de a produce informația pe înțelesul lui, este lucrul cel mai important cu care trebuie să desfășoară învățător sau profesor. Te rog problema aceea care okay. Ai avut-o. Ai avut vreo patru probleme în totul, nu? Da. Și aia care ți-am explicat, tu ai înțeles-o? Da, am înțeles-o. Da, da, să-mi explice și mie. Da? Deci dacă înțeles-o de la tine, da. Cristina, mi-a explicat și mie, da? Și o înțeleg și eu. Asta e, e foarte bine. Dar iau un pic cu ouăle și găini. 6 găini fac 8 ouă în 3 zile. Câte? 6 găini. 6 găini fac 8 ouă. 8 ouă în 6 zile. 6 zile. 3 zile, da? 3 găini. Câte ouă vor face 3 găini? Ce întrebări? În 9 zile. În 9 zile. Ele au aceeași linie de ouă. Da. Da, aceeași. Să vezi tu acum că prea știu eu cum să le iau cu ouăle și cu astea, dar tot nu mă ajuns. Cu ce? Cu ce? Cu ouăle, cu problema asta, cu rezolvarea. Nu ies, mă, profesor, nu știu. E drept că nu ies. Nu se împarte acolo, vrea să împartă, trei nu se împarte, așa e dragule, așa e dragule. E complicat. Băi, dar tot trebuie să găsim o idee. Până la urmă trebuie să o găsim tu, nu propui asta? Da, dar nu știu. N-ai nicio idee. Le-am scăzut, dar nu trei. Hai să vedem dacă putem pune o egalitate undeva. La prima. La număr de zile, hai să primim egalitate. Nu, nu. Nu vrei la număr de zile? Nu văd cum. Păi dacă aș mulți totul cu 3 linia asta, n-aș face 9 zile? Ba da. Păi la asta mă gândesc. Deci eu văd aici, privind la un capul la altul, că undeva aici pe linia asta sunt 3 date, 6 găini, 8 ouă și 3 zile. Din coace sunt 3 găieni, ouă nu știu, și 9 zile de data asta. Atunci eu, asta aș propune, ți-aș propune ție, să încep să am o egalitate, că știm noi, urmărim așa. Deva. Da? Deci cele, ca să fie tot nou, dacă 6 găieni o fac 8 ouă în 3 zile, în 9 zile te vor face cele 6 găieni. Mai sunt cele 6 găieni. Deci, mulțim cu 3. Mulțim tot cu 3. Tot. Deci nu sunt cele 3 găini, nu 6 găini vedem, ci vedem 8. Atenție, 8. Nu 8. 6-3, 8. Păi mulțim cu 3. 6-3, 3, 18. Da. Deci mulțim totul cu 3 și atunci ar devine așa. 18 găini. În 3 ori 8. 24, fac 24 ouă, da. În 3 ori 3, 9 zile. Acum tot 9.